Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre problemele demografice care, cu părere de rău, sunt în vizorul autorităților și sunt cele care ne afectează viața în fiecare zi. Despre acest lucru vom încerca să discutăm cu Anton Leațchi, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit. Și Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimați telespectatori, țin să remarc că pe parcursul zilei de astăzi am invitat și reprezentanții Biroului Național de Statistică, însă, cu părere de rău, nu au putut să dea curs invitației noastre. Domnule Leațchi, eu vreau să încep cu dumneavoastră. Pe parcursul zilei de ieri, spre exemplu, doamna Grecian, în acea conferință de presă pe care a ținut-o, a remarcat că, fiind prioritare și problemele demografice și respectiv soluționarea lor într-o perioadă relativ scurtă, lipsa locurilor de muncă, nesustinerea familiilor tinere, scăderea nașterilor, rămân a fi doar principalele aspecte ce urmează a fi în vizorul autorităților. Haideți să deschidem parantezele și să ne spuneți mai multe care este viziunea Partidului Socialist raportată la cele menționate mai sus. Deci dacă observăm, deja nu observăm, dar deja spune statistică că structura demografică a Republicii Moldova deja este din descreștere. Multă populitatea deci pleacă peste hotare și sunt mai puțini copii se nasc în anii curenți. Deci, careva pași, spre exemplu, este mărirea capitalului de maternitate, deci pentru primul copil, pentru al doilea copil și așa mai departe, ceea ce este, într-adevăr, un pas important pentru societatea noastră. Mai departe, despre locuri de muncă, dacă vorbim despre tineret, noi vedem că foarte mulți tineri fac studii la universități, la licee și mai departe, dar finisând aceste studii, ei deja nu au locuri de muncă. Deci aceasta este cea mai mare problemă, pentru că dacă în Chișinău, dacă în orașe mari, persoane tineri găsesc careva locuri de muncă, dar cătând faptul că găsesc locuri de muncă, dar dacă au învățat la jurist nu lucrează ca jurist sau economist și așa mai departe, deci este rezolvată cumva parțial. Dacă vorbim despre sate unde se închid astăzi majoritatea școlilor și instituții de învățământ, deci noi vedem că majoritatea tinerilor pleacă peste hotare. Și ei așa revet soarta sa. Deci cu această problemă trebuie să nu pur și simplu să optăm, dar să începem la moment și să mergem cât mai repede și cu careva pași foarte serioase. Domnule Roibu, unii analiști consideră că dacă la ora actuală discutăm despre problemele economice, despre furtul miliardului și așa mai departe, în viitorii ani ar trebui mai mult să ne axăm pe rezolvarea problemelor demografice, pentru că ele ar putea să ne afecteze viitorul nostru în mod direct. Ce considerați dumneavoastră la acest capitol? Problema demografică nu este o problemă nouă și nu este o problemă nouă cu atât mai mult pentru Republica Moldova sau pentru regiunea din care noi facem parte sau pentru spațiul ex-sovietic sau pentru absolut toți vecinii noștri. O problemă demografică, o problemă de exod de creieri, o simte și Polonia, o simte și România. Uitați, România, numai din momentul aderării la Uniunea Europeană, a pierdut peste 4 milioane de oameni care au emigrat în Uniune. Ucraina, foarte multă populație pleacă din țară din cauza conflictului. Iată, dacă noi o să încercăm să înțelegem structura și cauzele din plecării din țară a cetățenilor Republicii Moldova, nouă ne va fi mai ușor să înțelegem acest fenomen. Deci e clar că noi trăim într-o perioadă a globalizării și problema migrației popoarelor este una actuală și inclusiv pentru Republica Moldova. Deci dacă noi structurăm cumva pe motive de emigrare a cetățenilor Republicii Moldova, primele două ar fi sărăcia și corupția și la fel am adăuga insecuritatea, criminalitatea și unul mai nou, într-un fel, un război informațional. Pentru că noi suntem supuși permanent unor acte de corupție și eu aici mă refer inclusiv și la furtul miliardului pe care dumneavoastră l-ați menționat, pentru că el, bineînțeles, că afectează în general starea socială în societate, când tu nu mai ai încredere în viitor. Sărăcie este cea care determină plecarea. Sărăcie, bineînțeles, determină oamenii să-și caute un loc mai bun de muncă peste hotare, iar asta nu întotdeauna se finalizează cu remitente înspre Republica Moldova sau cu reîntoarcerea celui cetățean în țara noastră. El de obicei devine un cetățean ascultător,
în alt stat și devine, în unele cazuri, parte integrantă a unor societăți străine și nu aduce niciun beneficiu nou. Noi, care ca stat investim în educație, investim în această societate, până la urmă beneficiile sau roadele le strânge altcineva. Și noi suntem în permanență, dacă dumneavoastră sunt sigur, da. Sunteți jurnalist, analizați ce scrie în presă, luați ce scrie presa internațională despre Republica Moldova. Analizați ce scrie presa locală, deschideți orice site de știri. Majoritatea știrilor care scriu despre tot ce se întâmplă în țară, ele poartă un caracter negativ. Asta nu poate să nu se răsfrângă asupra stării generale în societate. Asta nu poate să facă nimic altceva decât să semene neîncredere în viitorul nostru ca cetățeni în acest stat și nu face nimic altceva decât să distrugă într-un fel sau altul viitorul acestui stat. Sunt multe inițiative care încearcă să promoveze o atitudine mai pozitivă față de multe lucruri care se întâmplă. Pentru că noi, eu am să repet, societatea noastră nu diferă tare mult de cea română și cea ucraineană și problemele noastre în linii generale sunt cam aceleași. Iată, noi ar trebui să ne concentrăm pe momentele pozitive și pe lucrurile care nouă ne reușesc. Chiar noi, eu am să-mi permit să deschid o paranteză, este un autor, Denis Roșca, care a scris Cartea de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova. Iată, el în prezentările lui spune, Moldova ca rezultat a studiului pe care el l-a efectuat, el a analizat 2000 de biografie diferitor moldoveni în ultimii 200 de ani, el spune, Moldova se află în top 11, chiar pe locul 11 la nivelul IQ, la nivel global. Ce ne spune nouă asta? Că cetățenii Republicii Moldova care pleacă din țară, ei de obicei se regăsesc acolo unde ei pleacă. Și ei ocupă posturi interesante și se ocupă cu lucruri interesante. Mulți din ei se lăsează în afaceri. Noi nu am auzit și nu prea știm despre cazuri când cetățenii Republicii Moldova s-ar comporta cumva bobraznic sau ar fi criminal peste hotare. Noi cu părere de rău auzim despre ucraineni, despre români. Iată, cetățenii noștri nu sunt așa. Așa că asta este partea bună a emigrării cetățenilor noștri. Domnule consilier, ONU, într-un raport acum 2 ani, zicea că populația Republicii Moldova în anul 2050 va ajunge sub 2 milioane de locuitori. Poziția dumneavoastră, credeți în asemenea pronosticuri? Ajungem noi să fim atât de puțini ca rezultat a factorilor care i-a enumerat domnul Roibo? Deci, haideți să vedem care sunt factorii. Într-adevăr, domnul Roibu a menționat factorile că suntem un stat foarte sărac, a menționat furtul miliardului și este disperarea populației în ceea ce în conducerea actuală. Deci, ceea ce este într-adevăr. Majoritatea oamenilor pleacă peste hotare, deci persoanele care sunt circa 15-18 ani, ele regăsesc. Unde? Dacă părinții sunt plecați peste hotare, într-adevăr, persoanele vor și pleca peste hotare. În momentul în care majoritatea femeilor și bărbaților care sunt de la vârstă de la 18 până la 35 de ani, care într-adevăr fac familie, sunt peste hotare. Deci noi revedem scăderea situației demografice, scandență. Deci ceea ce s-a arătat și Biroul Național de Statistică. Deci dacă astăzi intrăm pe site-ul Biroului Național de Statistică, noi vedem unde sunt plecați cetățenii noștri. Deci Rusia, Europa, America, sunt foarte mulți imigrare în Canada și așa mai departe. Deci, da, dar marea problemă este că aceste date nu corespund cu cele reale. Biroul Național de Statistică ne oferă probabil o jumătate din numărul real. Despre asta vreau să spun. Da. Pentru că, într-adevăr, deci, noi nu știm câte persoane într-adevăr muncesc, pentru că statistica arată numai date oficiale care într-adevăr le sunt. Dar situația este cu mult mai proastă. Deci, acum, la moment, trebuie să mergem la o înțelegere, în primul rând, politică, deci să înțelegem unde merge țara, în ce direcție, atunci când o să mergem, o să fie și investiții. Deci, dacă vedem, până la anul 2009, chiar și investiții străine au fost unele, acum sunt foarte puține. Deci dacă mergem la chestia de calitate de învățământ, deci ceea ce se întâmplă cu bacalaureatul, ceea ce se întâmplă cu aici. Apropo, nici într-o țară bacalaureatul nu se dă la liceu. În Europa se dă la studii superioare. Deci, și acum mulți tineri sunt reorientați la licei, la colegii de profil, să facă ceva meserie de profil și să pleacă peste hotare. Acesta este visul moldovenesc de astăzi. Noi nu creăm oportunitățile pentru tinerii noștri. Noi nu investim în programe de tineret. Dacă țineți minte, a fost o programă pentru tinerii antreprenori care s-au încheiat
cu sofinisat și astăzi nu mai este. Deci noi avem lipsă de astfel de programe în care tinerii, chiar dacă el este plecat peste hotare, au făcut 1.000, 2.000, 3.000 de euro, vine înapoi în Moldova, oricum e dor de țară. Și să vadă că eu pot să investesc în asta, asta, asta. Mai mult de atât, trebuie să fie oportunități pentru acest tineri. Deci, dacă au creat o întreprindere, un tânăr de la ani cu tare până la cu tare, deci să aibă careva priorități de la partea statului. Noi nu avem aceste chestii. Noi nu avem programe. Noi nu avem educație la nivel... Noi nu investim în educația noastră. În educația simplor cetățeni. Deci asta este problema. Și dacă lucrurile acestea nu va fi schimbate la moment, mai departe o să fie și mai rău. Cu mult mai atât, dacă vorbim despre unele țări mai mici, ca mai mici sau ca țările ca fel ca Moldova, deci vedem acolo care e situația. Deci vedem că lucrarea cu diaspora. Deci diaspora dintr-o țară investește în țara din origine. Noi avem foarte proastă relație cu diaspora din Republica Moldova, care sunt peste hotare. Eu am să-mi permit, dacă îmi dați voi o remarcă. Interveniți. Da? Iată, este așa un organ de stat care se numește Biroul pentru Relații cu Diaspora, BRD, care este partea Cancelariei de Stat, și este organul abilitat să acționeze în acest domeniu. Iată, BRD-ul adoptă în 2015 sau 2016, nu amintesc exact, Strategia Națională Diaspora 2025. O scurtă analiză acestei strategii, care s-ar părea că este un document de bază, statul ar trebui să conducă de prevederile acestei strategii în activitățile sale în domeniul relației cu diaspora și așa mai departe, noi observăm câteva lucruri. Prima, strategia este creată, a fost elaborată la comanda BRD-ului cu suport financiar extern și de către un expert extern. În cazul dat este vorba despre un expert elvețian, care nu știu dacă el este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și dacă el cunoaște toate fenomenele și realitățile din țara noastră. Fie, strategia este scrisă de acest domn străin și noi observăm la diferite capitole următoarele formulări. Și aici răspuns la întrebarea lui Anton, de ce noi nu colaborăm cu diaspora și de ce noi nu încercăm să întoarcem acasă. Fiți atenți, este așa un capitol care se numește Responsabilitatea organelor de stat în domeniu. Și scrie, Ministerul Educației este organul responsabil de stat pentru elaborarea și implementarea politicilor privind emigrarea cadrelor didactice. Emigrarea, încă o dată subliniez, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau Ministerul Sănătății este organul care elaborează și implementează politici privind emigrarea cadrelor medicale. Vă dați seama, la nivel oficial și la nivel de stat, statul se ocupă cu promovarea politicilor de emigrare a populației, nu de întoarcerea, nu se prevăd careva acțiuni concrete privind întoarcerea cetățenilor în țară, privind crearea condițiilor prielnice pentru a desfășura anumite activități de antreprenoriat, suport din partea statului sau careva condiții speciale pentru cei care se întorc peste hotare. Și încă un moment, că la capitolul buget al acestei strategii, cred că numai mult de 15% este asigurat de stat. Restul este prevăzut ca suport extern, bani care nu sunt asigurați. Așa că la nivelul, am să fac o remarcă, la nivelul colaborare cu diaspora, statul nostru șchiopătează foarte serios. Și încă un moment, Anton a menționat că Republica Moldova este un stat foarte sărac, iar eu cumva am încercat să ducem discuții în partea pozitivă a lucrurilor din țara noastră. Noi nu suntem cel mai sărac. Sunt state și mai sărace decât noi, iar la nivel regional noi încă stăm destul de bine. Domnule Leațchi, cu conești vechi din Edinez, dar căuții noi din Soroca, Frumușica din Nouă din Florești, sunt doar câteva din localitățile care astăzi există doar pe hartă. Nu avem practic locuitori. Experții în domeniu zic că anual din întreaga țară vor dispărea aproximativ 3-4 sate cu o populație în medie de 1300-1600 de locuitori. Haideți să vedem. Raportat la ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău, reieșind din funcția pe care o aveți, care este starea de lucruri? Se atestă și aici o emigrare masivă a concetățenilor noștri? Deci dacă noi vorbim despre orașul Chișinău și despre suburbile Chișinău, orașul Chișinău, deci avem o altă chestie. Deci mulți chișinăueni care au careva posibilități de a trăi în suburbii, deci ele prefer să trăiască în suburbii, să nu trăiască în orașul mare. Deci ce ține cont de populația? Într-adevăr, sunt foarte mulți și plecați peste hotare, pentru că, dar și alte bună parte regăsește lucru în orașul Chișinău. Dacă vorbim despre chiar și Sângera sau Băcioi sau alte suburbii a orașului, deci, unde aș putea să lucreze o persoană? Un bărbat la construcții și
nici o întreprindere funcționabilă noi nu avem. Deci aceasta este nu este pur și simplu o problemă, este o stare a economiei Republicii Moldova în care nu este investit. Deci dacă vorbim despre programele a municipiului Chișinău, noi putem să facem ce care chestie. Deci a fost de mult spus o chestie foarte simplă. Haideți să promovăm agrarienii noștri, deci ca să crească produsele și să le livrăm în grădinițele noastre, în școlile noastre. Noi am ciocnit cu problema calității alimentelor. Ce o să avem? Deci în momentul în care produsul va fi crescut aici pe aproape, o să fie adus și o să fie contracte directe cu cine? Astăzi noi mai mult cu atât, deci noi am avut o masă rotundă, deci referitor la, deci este posibilitatea de a încheia contracte directe cu producătorii. Pentru că atunci când noi cumpărăm lapte cu 10 lei, dar de la producător e costă 8 lei sau o varză care da. Merge cu 10 lei, dar într-adevăr în sezonul e costă 3 lei. Deci pentru ce așa astfel de contracte? Deci noi trebuie să promovăm, punem o chestie și în anul 2009 sau 2008, dacă nu greșesc, a fost așa chestie pentru toate întreprinderi municipale, pentru spitale și pentru toate. Deci alimentația era procurată de către producătorii moldovenești. Deci haideți să stimulăm. Atunci când noi luăm, chiar lasă fi chiar și mai costisitor o să fie producția aceea. Astăzi o să fie mai costisitor, mâine o să fie mai ieftin, pentru că el o să producă volumuri mai mari. Deci noi trebuie să gândim astfel. Asta, în momentul în care noi promovăm produsele, eu nu spun că nu trebuie să existe o concurență pe piață, dar noi trebuie să înțelegem că avem a noastră și trebuie să protejăm producția autohtonă. Aceasta merge și în modul de supra-creștere economice, pentru că un tânăr care trăiește în Băcioi sau în altă localitate vă spune, stop, eu pot să fac o afacere cu roșii, cu castraveți, cu nu știu ce chestie, cu ciuperci, mă rog, e foarte simplă afacerea. De ce nu? Dar și statul, dacă o să acorde careva subvenție, atunci va fi și mai bine. Nu știu cum el va putea să acorde subvenții sau careva suport sau să intervină în domeniu, fiind în substandardele nu a Republicii Moldova din punct de vedere economic și fiind partea spațiului economic liber schimb cu Uniunea Europeană. Domnule Roibu, eu vroiam să vă întreb, în calitate de tânăr specialist, ați absolvit nu de mult o facultate, ați simțit pe propria piele o susținere din partea statului? Fie dumneavoastră, fie în raport cu colegii, care este atitudinea statului? Eu nu știu în genere dacă statul cumva trebuie să intervină în domeniul angajării studenților absolvenți, pentru că situația reală în universitate și în facultate, și aici noi nu să vorbim despre doar o problemă a sistemului educațional, dar noi să vorbim și despre o problemă socială, inclusiv de comunicare între părinți și copii și despre lupta informațională care se duce, pentru că majoritatea copiilor când absolvesc liceele în Republica Moldova și pleacă la universități, mulți din ei nici nu înțeleg unde pleacă. Ei cumva percep specialitatea pe care o aleg sau facultatea doar după denumire, ei nu pătrund în esență să vadă dar ce o să trebuiască ei să lucreze mai departe, dar le place sau nu le place să facă ceea ce se presupune facultatea pe care ei o ales. Eu cunosc foarte multe exemple când copiii ajungeau la contabilitate, după două luni îi presemau și părinții și facultatea și tot. Deci asta este o problemă destul de mare în care eu aș presupune că sunt practic 70% din elevi care merg în universități, ei merg, ei nu știu unde se duc. Și acum să spunem că cumva statul trebuie să intervină ca să se angajeze pe dânșii, pe statul leacă. Și este o problemă de care nu statul e responsabil. Deci în primul rând, ce facem cu localitățile rurale? Ce facem cu carența de acolo? Pentru că spuneam ceva mai devreme, 4 sate în fiecare an dispar. Nu, în mediu poate chiar așa și este. Noi avem facultăți și universități desconcentrate, avem universitate la Cahul, noi avem universitate la Comrat, avem universitate la Chișinău, la Bălți. Deci posibilitatea ca tinerii să meargă să studieze, ei au. Altceva este dacă sunt locuri la buget, dacă sunt burse și baza tehnico-materială a universităților, asta este alt subiect. Posibilitatea ca tinerii să meargă să învețe, ei au. Și chiar apropo, în structura demografică a celor emigrați din țară, aproximativ 35% sunt cu studii superioare. Deci pleacă oameni de bună calitate, ceea ce înseamnă că și aici la noi se pregătesc specialiști buni. Alta este problema, iată, dacă noi o să analizăm din punct de vedere a șomajului în țară, sau mai bine spus a populației încadrate în câmpul de muncă, până noi avem 1.200.000 de oameni care astăzi oficial muncesc în Republica Moldova. 1.200.000. Biroul Național de Statistică încearcă să ne convingă că noi avem 3.550.000 de oameni în țară. Și eu mă întreb, dar unii sunt 2.300.000 și stau acasă? Dintre ăștia 1.200.000,
peste 300.000 de oameni lucrează în sfera publică, vorbesc de funcționari publici și alții de angajat în structurile de stat, și nouă ne rămân 900.000 de muncitori în sectorul real economiei, care în mare parte este bazat pe servicii și nu pe producție, ceea ce este o problemă de viitor, pentru că o guvernare normală, și eu aici deschid paranteză în cazul în care ei este în Republica Moldova, cu părere de rău eu nu observ, o guvernare normală ar trebui să se gândească la o perspectivă de lungă durată, astfel încât baza economiei să nu fie doar pe servicii, nu pe deservire, ci pe producție, pentru că numai asta poate să garanteze o economie puternică și respectiv un viitor puternic pentru acest stat. Eu nu știu cu ce ar putea să laude domnii care guvernează astăzi Republica Moldova, că ei au deschis careva întreprinderi în ultimii 8 ani în țara noastră. Sau cu ei cumva au favorizat mediul. Eu mi-aduc aminte cu zâmbet și cu regret totodată, pentru că eu în 2009 eram elev într-un liceu și noi avem o profesoară care nouă ne spunea că, fraților, dacă este Serafim Ureacheanu care promite că a doua zi după alegeri el va plăti salarii de 500 de euro la cetățeni, de ce să noi acordăm această ocazie lui? Deci, în primul rând, se duce și o propagandă politică în școală, într-al doilea rând, nu trebuie să fii foarte departe de realitățile din țară și să nu prietenești deloc cu logica ca să poți să-ți permiți să spui așa ceva copiilor care nu au treabă încă și nu percep în mod serios ce procesele politice și fenomenele din țara noastră. Iată, cam cu asta noi ne confruntăm, cu oamenii așteaptă să cadă ceva din pod, pe de o parte, și pe de altă parte avem o guvernare care profită de asemenea oameni, fac ceea ce fac, dispar miliarde. Domnule Leanțchi, conform datelor din 2015, valoarea medie a pensiei în Republica Moldova era de 1087 de lei, aproximativ 55 de euro. Da? Haideți să vedem, sărăcia, respectiv îmbătrânirea populației, este factorul primordial atunci când vorbim despre imigrarea masivă, fie și în interiorul țării, dar fie și în exterior, pentru că atestăm pe parcursul a mai multor perioade de timp și o imigrare în interior, da? Din mediul rural, lumea se străduie să vină la centru sau în mediul urban. Ceea ce unii zic că este și firesc, este o tendință firească. Cum vedeți dumneavoastră starea de lucru? Deci starea de lucru este într-adevăr foarte proastă în acest sens, pentru că într-un moment noi o să avem că în țară avem mai mulți pensionari decât cei care lucrează, ceea ce a spus și domnul Dumitru. Deci acest moment poate fi presupus, dacă facem un grafic și deci cei care lucrează și cei care sunt la pensie. Dar și o vedem în altă parte. Deci Uniunea Europeană vine cu niște propuneri pentru Republica Moldova, trebuie de majorarea vârstei de pensionare. Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional. Da, corect. Deci revine cu niște feste. Pentru că, de ce? Pentru că Moldova, într-adevăr, n-aș putea să achite aceste surse care e astăzi în credit. Mă rog, chestia altă. Dacă noi luăm careva surse financiare în credit, noi trebuie să vedem din care surse financiare o să fie returnate aceste surse. Deci, mai departe, dacă aceste surse sunt cheltuite pentru ca și sunt folosite pentru achitarea acelor pensii, acelor salarii pentru bugetari, deci cu ce noi venim peste 3, 4, 5 ani? Cu nimic. Ceea ce a spus Dumitru, deci nu este deschis nicio întreprindere masivă așa mare sau o companie internațională mare să vină în Republica Moldova și să deschidă o afacere. Pentru că este periculos pentru dânși. Ei nu văd o stare economică foarte. Deci, cu mult mai atât, cu furtul acestui miliard, deci foarte mulți agenți economici stau și gândesc, oare se pune bani în Republica Moldova sau mai bine de investit în țara vecină, România, unde situația economică este foarte mai stabilă. Precum că acum, în anul precedent, s-a deschis și cumva pentru Găgăuzie s-a deschis și piața rusească, deci dacă vorbim despre alimentație. Acest moment este foarte periculos și trebuie să vedem toate chestiile. Eu aș vrea să fac o remarcă că noi, într-adevăr, dacă o să analizăm parcursul la ultimii 8 ani, într-adevăr, întreprinderi mari nu s-au deschis și întreprinderi capital străin în Republica Moldova nu se deschid, pentru că există două probleme foarte mari. Prima, asta este corupția. Asta este corupția care ea avansează cu un ritm galopant și asta este foarte periculos pentru viitorul țării noastre. Iar a doilea moment care sperie într-un fel investitorii străini este conflictul transnistrian. Noi am avut câteva guverne în ultimii ani, noi avem astăzi o majoritate parlamentară și eu, dacă i-aș vedea, eu aș întreba, dar ce ați făcut voi în ultimii 8 ani? Iată, concret, în aceste două direcții. Show
cu profesori care iau 1100 de lei nu știu unde, eu am văzut, da, lupt cu corupția foarte bine. Dispar miliarde din bancă, le pun 10 salarii amendă, ministru economiei, calmâc, ministru democrat. Dar iată problema transnistriană. Cine o să vie și o să deschidă aici întreprinderi, nici cine ce o să fie peste 10 ani, o să fie război, o să distrugă, nu o să distrugă. Și asta este o investiție nefavorabilă și nimeni o să meargă la acest pas periculos și în zadar noi, ca cetățeni, credem cei care astăzi ne conduc că lucrurile merg bine sau că lucrurile se vor schimba spre bine, pentru că realitățile de azi și statisticile arată contrariu. Domnule Roibu, vorbim despre ceea ce făceam referire și la domnul Leațchi. Acest venit al pensionarilor acoperă doar 65% din necesitățile strict pe care le are o persoană. Dar în același timp vreau să vedem și cealaltă extremă. Natalitatea în ansamblu pe țară a scăzut. Avem 13 raioane cu 200-300 de nașteri pe an. Asta cine ar spune? Că peste câțiva ani vor rămânea doar bătrânii în satele noastre? Noi trebuie, când atunci când vorbim de statistică, noi trebuie... Cum promovăm ridicarea natalității până la urmă? Eu am da. Să mă întorc. Ca noi să înțelegem, ca noi să vorbim despre problemă, în primul rând noi trebuie să înțelegem. Dacă noi vorbim despre datele statistice, atunci noi trebuie să le înțelegem pe deplin. Pentru că nu poți compara raionul Orhei cu raionul Basarabeasca, care are 11 sate. Da? Deci, datele statistice sunt așa cum sunt și noi trebuie să le acceptăm, dar să avem în vedere anumite detalii. Ceea ce ține de natalitate, aici sunt o sumedenie de factori. În primul rând, felul în care noi astăzi ne percepem pe noi, felul în care este interpretat rolul femeii în societate, rolul bărbatului în societate, și având în vedere în genere procesul acesta de globalizare, deja nu se mai nasc atâția copii cum se nășteau cândva. Este considerat că o doamnă care se nască șase copii este neatentă sau cumva social vulnerabil sau, ca să nu spun altfel. Deci ei sunt priviți negativ, ăștia care au copii mulți. Pe când asta nu este nimic altceva decât o bogăție și un lucru frumos până la urmă. Noi, din punct de vedere social, astăzi în om se cultivă egoismul. Când el trebuie să trăiască doar pentru sine, când el trebuie să nu se jertfească nici pentru stat, nici pentru viitoarele generații, nici pentru nimeni, dar el trebuie să trăiască pentru sine, asta este o parte a problemei. Și este altă parte a problemei, felul în care statul stimulează natalitatea în țara noastră. Aici vreau să rămânem. Noi vedem că noi avem în 2016 noi am avut 38.610 copii născuți și am avut 39.900 de oameni morți. Da. Noi în 25-26 de ani de independență noi am îngropat 1 milion de oameni. S-au născut mult mai puțin. Asta influențează din punct de vedere demografic, influențează și la capitolul talent, și la capitolul specialiști, și la capitolul un viitor asigurat pentru societatea noastră. Deci noi trebuie să atragem atenție la momentele astea și atunci când vin nou și ne povestesc partidele politice, cum ei vor susține, da, sau cum văd ei dezvoltarea țării, noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce ne propun ei nou. Pentru că desigur noi ne ciocnim în mare parte cu propagandă, cu populism, dar iată soluții la probleme acestele reale și eu am să mă întorc înapoi la cele două grave probleme care împiedică apariția investițiilor străine în Republica Moldova, corupția și conflictul transnistrian, partidele nu prea propun soluții la acest capitol. Domnule Leațchi, haideți să vedem ce propune Partidul Socialiștilor în vederea redresării situației. Există un plan, o strategie cu care veniți într-o susținere a tinerilor familii? Ori am văzut chiar și o primă, îmi permiteți să fac aici o mică paranteză, o primă acțiune chiar a președintelui Dodon, după ce a fost investit, a fost susținerea anume a persoanelor, a mamelor care au mulți copii. Ori în Republica Moldova și îndrăznesc să zic că este un act de eroism să ai trei și mai mulți copii. Deci noi am văzut atunci când domnul președinte a chemat toți mămici care au mai mulți copii și au fost aceste chestii arătate. Vedem cum prima doamnă se ocupă cu susținerea da, familiei cu mulți copii, dar aceasta nu este pe de ajuns. Deci noi trebuie să vorbim despre mărirea capitalului de maternitate, în primul rând, deci pentru nașterea primului copil, al doilea copil și așa mai departe. Deci, apropo, cum a fost făcut într-un moment în Federația Rusă, dar aceste chestii nu au fost scăpate de problemele care, într-adevăr, există. Deci, dacă vorbim despre... Trebuie să fie 10-20 de mii de lei pentru a treilea și a patrulea copil, deci să fie stimulați părinții să nască mai mulți copii. Deci, dar cu simplă stimulare noi nu putem să mergem, deci simplă remunerarea financiară
noi trebuie să mergem dintr-un alt parte, dintr-o altă parte. Deci acordarea sistemul de acordarea atențiilor față de tinerii familii. Deci pentru că vedem că într-adevăr sunt scădență în nașterea, vedem că este scădență în ceea ce ține cont de crearea familiilor. Deci trebuie să mergem prin această, prin cale de a promova această chestie. Deci dacă vorbim despre chiar și municipalitatea, municipiul Chișinău, deci trebuie să acordăm mai mult ajutor financiar și la grădiniță. Deci vorbim despre alimentația corectă, da, a copiilor, vorbim despre educație, vorbim despre ceea ce vorbim, dacă vorbim despre chiar situația deja în țară întreagă, vorbim despre situația transnistreană. Deci trebuie să mergem spre deci schimbarea vectorului de transnistrieni, separatiști și așa mai departe. Deci mulți spun asta. Deci trebuie să mergem printr-o cale de dezvoltare și discuții ambele cu președinți. Deci trebuie să fie este așa. Este nevoie poate și de o nouă viziune a Ministerului de Resort. Avem un minister care are în prim plan anume familia. Deci, într-adevăr, este nevoie deci chiar și de asta, dar trebuie să mergem spre o cale de dezvoltare, nu trebuie să mergem să stăm cu pașii în urmă. Domnule Rondu, cum trebuie să fie concepute aceste politici la capitolul susținerea a tinerilor familiei în mod special? Iată, eu sigur până cetățenii ne privesc, da, mai ales mamele cu copii și ele o să fie de acord cu ceea ce spun eu. Noi am avut nu de mult, cel puțin, până nu de mult, o doamnă care 6 ani de zile a îndeplinit această funcție. Actualmente este deputată în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat, Valentina Buliga, care se laudă peste tot că ea 6 ani în funcție de ministru a făcut atâtea, a fost responsabilă, dar la urmă îndemna mamele să nu folosească scutice, dar să mai spele pelincuță. În ce societate normală și de nivel pretenției europeană, un ministru al protecției sociale va spune acest lucru? Asta este foarte grav pentru că noi avem în fața noastră niște oameni foarte periculoși pentru noi. Noi trebuie să înțelegem în primul rând că cetățenii lucrul ăsta, pentru că noi nu trebuie să avem un exces de încredere față de ei, noi nu trebuie să avem acest exces de încredere, pentru că asta nouă ne creează probleme de viitor. Și dacă noi o să ne adresăm sau să încercăm să vorbim despre soarele care suferă în urma acestor politici, păi ne trebuie să avem în vedere că acest partid și alte partide au 20-30 deputați în Parlamentul Republicii Moldova au luat. Da, vorbim de Peledemie, care s-a dovedit a fi un partid foarte corupt. Vorbim de Partidul Democrat, care nu știu cum prin minune 19 deputați controlează 60. Deci astea sunt niște probleme foarte reale și cetățenii Republicii Moldova atunci când se ciocnesc de problemele zi de zi, de probleme concrete, ei ar trebui cumva să fac și o paralelă cu oamenii cărora ei le-au încredințat să conducă acest stat și cu rezultatele pe care le primesc înapoi. Pentru că eu n-aș accentua acest moment, doar că trec 4 ani de zile și moldovenii calcă pe aceeași greblă. Dar ce urmează să se întâmple în mod special, accentuez în mediul rural? Acolo unde spuneam că dispar satele, acolo unde spuneam că numărul copiilor ce se nasc sunt ca număr din ce în ce mai puțin, în timp ce Republica Moldova este considerată o țară agrară. Poate facem această mică abatere. Republica, da, Moldova este o țară agrară pentru că majoritatea oamenilor sunt antrenați în activitate agricolă. Altceva este cum statul gestionează acest domeniu, mai ales la capitolul deschiderea piețelor străine pentru produsele noastre. Dar haideți să analizăm în felul următor. Noi avem în țară 32 de raioane, în jurul cărora sunt foarte mulți sate. Dar și cum noi ne referim în mod special la mediul rural. Iată, statul trebuie să favorizeze apariția micului business și businessului mare, nu doar în Chișinău, și nu doar în Bălți, și nu doar în Cahul, pentru că noi ar trebui să acordăm atenție specială și acestor raioane. Și atunci când tu deschizi întreprinderi sau favorizezi apariția investițiilor străine în raioane, păi fiți siguri că satele din jur, cetățenii care trăiesc în satele din jurul centrelor raionale, ei găsindu-și de lucru acolo, pot salva și pot menține starea demografică. Și anume ca la sate să se trăiască bine, să se trăiască calitativ și decent și satele să nu fie depopulate. Iată, asta ar trebui să fie o prioritate pentru oamenii care vor să conducă această țară și care, în viziunea mea, este importantă. E doar sufletul pentru ceea ce se întâmplă.
În mod special aș mai atrage atenția că mulți politicieni sau mulți oameni responsabili de soarta țării noastre nu nici măcar elementarul copiilor nu trăiesc în Republica Moldova. Atunci despre care grijă pentru noi sau pentru țara noastră noi ar trebui să așteptăm de la ei? Viziunea mea este un nonsens. Domnule Leațchi, atunci când vorbim despre aceste fenomene, aș zice destul de îngrijorătoare, specialiștii remarcă următoarele. Aceste lucruri ar putea duce la un dezechilibru în sistemul de pensie. E așa? Ce urmează să întâmple peste 20 de ani? Sau noi, hai să fim un pic mai optimiști, atunci când vom ajunge la vârsta de pensionare, nu știu care va fi atunci, vom beneficia de pensii? Deci sistemul nostru de astăzi de remunerare, aici să spunem pentru persoanele care au ajuns în vârstă, este cel sovietic, dar nu cel european. Deci cât vorbim despre asta, vedem că cei care sunt tineri achită pensie pentru curs, impozite achită pensie celor care sunt deja în vârstă. Azi, dacă nu mă înșeală memoria, două persoane întrețin un pensionar. Avem 650.000 de pensionari și 1.200.000, aproximativ, deci, mai puțin de 2. Dacă mergem la situația așa, asta, ce noi am vorbit, da, într-adevăr o să fie situația până la anul 2030-40, o să fie cam așa ceva. Deci nu o să avem cu ce întreține pensionarii noștri. Cu mult mai atât. Deci dacă vorbim despre pensionare, pensia este foarte proastă în ziua de astăzi. Ea ne acoperă minim de necesitate, ceea ce este cu mult mai mult decât pensia minimă a unui pensionar. Mergem mai departe. Deci dacă vorbim despre sistemul de pensie a unui european, deci el pe parcursul vieții, el lucrează, el are timp ca să acumulează careva venituri, chiar și cei oameni care lucrează într-adevăr primesc 6-8.000 de lei cash, dar nu achit impozite, ei sunt gata să facă chestia asta pentru că eu știu că când o să fie bătrân, el o să primească o pensie. La noi situația este cu mult mai altă. Deci dacă tu primești cash 8-9.000 de lei, sunt așa salarii, tu real primești 2-3.000 de lei și din aceste 2-3.000 de lei achiți deja toate impozitele. Este o contabilitate neagră care, într-adevăr, trebuie să se practică. Și statul ar trebui să activizeze. Noi am văzut cazuri de corupție, cazuri de corupție când era arestat șeful inspectoratului fiscal de stat la care găseau 30.000 de dolari în birou. Să spuneți-ne asta și este politică europeană în țara noastră să duci? Sau asta e vector de dezvoltare a țării? Bineînțeles că nu. Ce se mimează la capitolul lupta cu corupția în țara noastră, asta este un show foarte bine regizat în care se încearcă prinde doar funcționari de nivel inferior, polițiști, profesori, pentru a cumva da o speranță chiar domnule, problema este în actul legislativ sau este nu, interferența nu, noastră, nu, clasa nu politică, unde nu funcționează mecanismul? Problema este în noi toți, dacă o să fim sinceri, problema este în noi toți, pentru că noi facem aceleași lucruri, dar așteptăm rezultate diferite, votăm aceleași partide, dar vrem cumva situația să schimbe, sfur un miliard, oamenii nu iese la proteste, oamenii ieșe de acasă, se închid canale de televiziune, de exemplu, oamenii stau acasă, nu reacționează nicicum, așteaptă că cineva totdeauna nouă se rezolve. Succesul nostru ca națiune și prosperitatea noastră rezidă în caracterul nostru național atunci când noi vom fi mobili, atunci când noi, fix așa cum astăzi românii protestează în stradă, atunci când noi vom reacționa foarte rapid la multe lucruri care și multe lucruri urâte care se fac în adresa noastră. Și aici noi vorbim și de furtul miliardului, noi vorbim și de închiderea școlilor. Iată câți sate au protestat pentru închiderea școlilor din satele lor. Toți statul s-au prefăcut și au așteptat, nu știu de unde, suport din raion sau de la Chișinău, chiar cineva o să vie și o să le rezolve problema. Și la urmă noi avem sute de școli închise, iar asta inclusiv duce la problema pe care noi astăzi o abordăm. Școala închisă, profesorii nu au de lucru, oamenii încep să se orienteze de a pleca în altă parte să-și găsească un viitor mai bun. Iată, ce facem? Problema este inclusiv de unde începem curățenia? Eu cred că noi ar trebui să începem de la noi, să spune că drumul lung începe cu primul pas, iar dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să începi de la tine. Nu poți să aștepți schimbări de la altcineva atâta timp cât tu nu faci nimic pentru asta. Iată, o atenție mai deosebită, ceea ce am spus anterior, da? O atenție mai deosebită platformelor, partidelor politice, oamenilor, dar unii sunt copiilor, ei trăiesc în Moldova sau nu în Moldova, dar unii este businessul, dar unii țin capitalul. Iată, când începi să analizezi lucrurile astea, îți vedem foarte clar cine vine și te minte, dar cine într-adevăr încearcă ceva să facă în țara asta. Și noi suntem ciocniți și ne ciocnim cu situația când toți care încearcă să facă vreo inițiativă sunt cumva duși sau acuzați că ei ar face partizanat sau nu știu ce. Asta este o problemă gravă și este problema fiecare din noi.
Domnule Roibu, domnule Leațchi, timpul acordat pentru această emisiune, cu părere de rău, s-a scurs mult prea repede, iar constatăm iarăși cu regret că problema doar a fost deschisă. Urmează să fie prezent și să dea curs și instituțiile statului la asemenea discuții, să aflăm și ceea ce se întreprinde la nivel oficial. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Rămâneți alături de noi. O seară bună!